meu prieten de la sala polivalentă din Cluj-Napoca, unde se desfășoară campionatele mondiale de Futnet, tenis cu piciorul. Se știe deja că în finala de la simplu vor juca marile rivale, Cehia și Slovacia. Imediat ne pregătim de începutul semifinalelor la dublu. În prima semifinală Slovacia, Coreea de Sud, în cealaltă România, Cehia. Jucătorii celor două echipe îi vom prezenta probabil în paralel cu crainicul Săli, care face același lucru. Slovacii abordează disputa cu Jan Brutovski, numărul 3, Jan Kilic, numărul 8, și Ladislav Stupak, numărul 13. Nimeni altul decât cel care a evoluat în urmă cu câteva minute în semifinala de simplu și a câștigat-o fără probleme în fața reprezentantului Franței. De partea cealaltă, sudcoreenii, știți bine, este un exercițiu de dicție de fiecare dată când ne întâlnim cu ei. Numărul 11, Yong Won Deok. Numărul 1, Yeon Hwi Jin. Și numărul 22, Seo Woo Park. Martin Mihoc este antrenorul naționalei din Slovacia. De partea cealaltă, sudcoreenii au antrenori din Cehia. Au pe Martin Spilka și pe Martin Filciak. Antrenorii pe care i-au adus sub contract pentru a pregăti talentata și ambițioasa națională sudcoreană. De la această ediție este obligatoriu, după cum ați observat, ca jucătorii care îndeplinesc funcția de căpitan al echipei să fie desemnați astfel printr-un semn distinctiv pe brațul stâng, după modelul de la fotbal. Olivian Capră din România este arbitrul principal al acestei dispute. Sunt de altfel doi oficiali români care vor deservi această semifinală. Olivian Capră este profesor, de educație fizică și sport la liceul cu profil sportiv Mircea Eliade din capitală, un promotor al tenisului cu piciorul. Acolo, pe baza sportivă a LPS-ului bucureștean, s-au organizat deseori competiții destinate amatorilor de tenis cu piciorul. Și ceea ce mă bucur este că primim semnale din toată țara, din locuri unde deocamdată futnetul nu a pătruns și la nivel competițional, dar sunt mesaje cum că se organizează turnee de amatori la diverse probe, cum ar fi la Sfântul Gheorghe, de exemplu, unde este un turneu tradițional de dublu, de lap tenis, așa cum îi se spune, acestui sport în zona respectivă. La Cluj nu mai vorbim, este foarte popular, pe toate ștrandurile se joacă, la Oradea, la Salonta. Salutări și pentru prietenii din Salonta care iubesc la nebunie acest sport. Îmi pare rău pentru faptul că jucătorilor reprezentativi la acest mondial nu fac parte din echipa României, dar probabil că este o problemă care în curând va găsi rezolvare, deoarece futnetul în România sau din perspectivă românească este în plină ascensiune, în plin proces de dezvoltare. Ar fi păcat ca diverse lucruri să împiedice parcurgerea etapelor normale. Iată-l pe Jan Brutovski, unul dintre cei mai buni jucători din lume, jucător de fileu, un căpăcitor și un trăgător redutabil. Jan Brutovski este capitanul echipei, joacă la Climax Vsetin în Cehia. Mulți dintre jucătorii slovaci valoroși sunt sub contract cu echipe din Cehia care își permit să abordeze competiția în mod profesionist și să îi plătească pe cei pe care îi au legitimați. Serva inaugurală este a sudcoreenilor. Brutovski ridică
prea lung, mingea a trecut dincolo de fileu fără a fi atinsă și o primă foarte că exercițiu specific pentru asiatici, marchează Ion Hvijin. Greșeala ea a aparținut acolo, ați observat prea bine, lui Jan Kilic, care nu s-a repliat la timp după ce s-a întins peste fileu. Bine, prima greșeală i-a aparținut lui Brutovski, a cărui pasă a fost imprecisă. Egalitate la 1 după un serviciu afară. La dublu se servește de pe întreaga lățime a terenului, pe întreaga suprafață a terenului advers. Nu există o zonare precum la simplu sau la triplu. Kilic trimite prea puternic acest serviciu, este 2 la 1. Faptul că se servește oriunde face ca proba de dublu să fie practic cea mai complexă din întregul eșichier al Futnetului. Apărarea este foarte dificil de realizat, iar ridicătorul trebuie să fie un pasator perfect. Așa cum aici a cooperat Ian Brutovski cu coechipierul său, i-a pus o minge perfectă lui Kilic, iar acesta a întors din vârful bocancului, a imprimat un efect foarte frumos. Iată, revedem, extrem de pretențioasă această scurtă, mingea pusă lângă fileu. Este egalitate la 2. Sudcoreenii însă au ambiție, au și un pic de șansă aici, 3 la 2, punct marcat de către Hvi, care a vrut să trimită tare la linia de fund, a fost însă ajutat de fileu, care a atenuat din forța atacului și ați observat acel gest foarte sportiv al sudcoreanului, care și-a cerut scuze în fața adversarilor pentru acest punct. Bună mișcare a sudcoreenilor în teren, acolo sesizată însă intenția de atac a lui Hvi. Brutovski pentru Kilic, care este imbatabil la duelurile 1-1 de la fileu, egalitate la 3. Jucătorii de dublu trebuie să fie compleți. În câteva fracțiuni de secundă rolurile se schimbă, din ridicător devii apoi trăgător, pentru că utilizarea celor 3 pase este principiul de bază la dublu. E rândul lui Kilic să-și ceară scuze pentru acest serviciu cu banda fileului. Direcție schimbată și este 4-3. Clasa este scuturată încă o dată de serviciul lui Jan Kilic. Egalitate la 4. Jan Brutovski, capitanul echipei slovace, a fost astăzi autorul unui punct magistral. Într-o pauză vă voi povesti despre ceea ce s-a întâmplat. Deocamdată se apără bine sudcoreenii, avansează bine, propun iarăși o foarfecă. Brutovski în poziție ideală de finalizare, fără om pe el, fără blocaj, 5-4. Minge îngropată pur și simplu în terenul advers. Jucător înalt cu deschidere mare, iată-l ridicând piciorul sus, la jumătate de metru peste fileu. Atacul este imposibil de scos. Brutovski un pic în spate. Pasa a fost rea aici de la Kilic. Egalitate la 5. Brutovski scos din zona de confort. Iată, acei pași în plus au fost suficienți pentru ca atacul să nu mai aibă randament. Sudcoreenii rămân aproape. Este un duel foarte echilibrat în acest prim set. Kilic găsește breșa între cei doi jucători sudcoreeni, o distanță mare, fiecare se plasase pe câte o linie de margine. Punctul critic era zona T-ului, acolo unde a și sesizat jucătorul slovac că este locul de atac cel mai indicat. 6-5. Bună preluarea. Vie, excelent acolo, este un blockout. Mingea l-a atins și pe Brutovski. Faptul că sudcoreanul la această foarfecă a avut distanță mare față de fileu a fost în dezavantajul blochiorului. Brutovski a fost victimă sigură. Egalitate la 6. Doar o greșeală a atacantului ar fi putut aduce punct pentru Slovacia. 7-6 acum pentru echipa europeană după un serviciu trimis în afara liniei de margine. Greșește și Jan Kilic, a cărui putere de concentrare
nu este una deosebită. Timeout surprinzător cerut de către Martin Spilka, antrenorul Coreei de Sud, care este medaliat la juniori și la tineret pentru Cehia. Jucător trăgător la fileu, Martin Spilka joacă acum la Celakovice, în campionatul intern, acolo unde este coleg cu doi dintre componenții naționalei sudcoreene. În Extraliga din Cehia, Celakovice este una dintre cele mai bune echipe. Modric este actuala campioană din Cehia. Suporterii veniți din Cehia și din Slovacia reprezintă crema de asistență la campionatele mondiale găzduite de Cluj-Napoca în inima Transilvaniei. Egalitate la 7, o semifinală mai echilibrată decât ne așteptam. Brutovski minge scoasă acolo de pe fundul terenului și fileu. Ce păcat, ce păcat, pentru că acolo Hvi atinge banda fileului la retragerea piciorului. Ridicase bine, dăduse pe partea opusă, revedem aici. Însă trebuie să ai grijă și la revenirea în poziție inițială, să nu atingi fileul, pentru că acest lucru înseamnă o greșeală. 8 la 7 și iată schimbare la cehi. Iese Jan Kilic, care este înlocuit de către jucătorul desemnat ca rezervă, Ladislav Stupak, revenit după semifinala de simplu. Stupak servește. E clar, Mihoc, antrenorul Slovaciei, a sesizat că lucrurile nu merg cum ar trebui. Egalitate la 8. Marchează spectaculos din foarfecă nimeni altul decât capitanul echipei asiatice, Won Duk. Schimbare și la sudcoreeni. Intră în teren Seo-Hu Park. Foarte bun trăgător, Seo-Hu Park este puternic, este proaspăt. La dublu se pot efectua două schimbări pe set de către fiecare echipă. Park la serviciu, este o contraindicație totuși să dai serviciul unui jucător care a venit de pe bancă, n-a simțit pulsul partidei, n-a atins mingea, iar acest lucru se observă 9 la 8. Ladislav Stupak servește și el. Park ridică acolo și excelent atacul de pe picioare. Variația sudcoreenilor între foarfeci și atacurile clasice ar putea fi un punct nevralgic pentru echipele aflate de partea cealaltă a fileului. Este imposibil să ghicești ce își imaginează jucătorul sudcorean. Dacă mingea este ridicată așa cum trebuie, sudcoreenii sunt imbatabili. Tocmai pentru că au capacitatea să joace precum o fac la ei în țară, variind însă cu atacurile învățate de la cehi. 10 la 9, minge de set pentru slovaci, care însă s-au întrebuințat serios. Out aici, Park a trimis tare, prea tare de fapt, 11 la 9, cu un pic de șansă însă pentru Slovacia. Foarte bun răspunsul sudcoreenilor în primul set. Mă aștept ca în actul al doilea, echipa asiatică să pună din nou probleme lui Jan Brutovski și compania. Delegația franceză în imagine. Revenim pe suporterii cehi, care sunt alături de prietenilor slovaci. Aici sunt columbienii. Sorin Rădoi este și el acolo. Un jucător de origine română, dar care evoluează pentru Spania. Până la urmă, România și-a asumat și rolul de locomotivă a futnetului pe plan mondial. Mai mulți emigranți de origine română, care au cetățenia țărilor de adopție, joacă futnet și reprezintă Spania, Italia, Franța, Republica Moldova sau Statele Unite ale Americii la campionatele mondiale de futnet. De la Cluj-Napoca a început setul al doilea. O scurtă acolo a sudcoreenilor. Apărători buni, însă slovacii ajung la timp și reușesc să facă punctul. A revenit
în teren pentru slovaci Ian Kilic, cel care a început setul 1 alături de Ian Brutovski. 1-0 pentru slovaci. Serviciu bun al lui Kilic, preluarea este și ea bună. Minge în teren. De jucată poziția lui Brutovski acolo de către atacul calm al lui Hvi, care s-a abținut să mai facă foarte, că procedeu foarte spectaculos și la îndemâna sudcoreenilor. Aici însă echipa asiatică avea nevoie de punct. Mingea a fost plasată pe lângă Brutovski. Pe mingea a doua atacă Brutovski, se apără însă bine Hvi. Tot la el vine mingea și aici cred că era mai bine să facă foarfeca, pentru că stăpânește mai bine în comparație cu scurtele pe care le exersează cu siguranță la antrenament alături de Martin Spilka, antrenorul ceh și cu echipierul de la Celacovițe. As al lui Ian Kilic, plasament necorespunzător la primire acolo, 3-1, slovacii iau avans, două puncte care pot fi importante, dacă nu chiar decisive. O echipă experimentată precum cea a Slovaciei poate să conserve această marjă până la finalul setului și implicit al partidei. Brutovski se apără acolo cu pieptul. Tot el trimite mingea peste fileu. Și foarfeca nu-l trădează aici pe Hvi. 3-2, aplaudă întreaga sală acest exercițiu de mobilitate. Acrobație și punct pentru Coreea de Sud. 3-2. În Coreea de Sud sunt 4 milioane de practicanți ai jokgu, așa se numește forma tradițională a tenisului cu piciorul din Coreea de Sud. O variantă în 4 jucători pe un teren ceva mai îngust decât cel de futnet. Brutovski își etalează măestria, clasă pentru trăgătorul slovac, care aici alege în locul unui atac în forță să trimită mingea cu un pic de boltă. Foarte dificil acest lucru, peste căpăcitor și în teren. 4-2. Brutovski face bine acolo presiunea asupra lui Hvi, pe care îl obligă să dea și el cu boltă, însă mult prea mare amplitudinea acestei mingi, este 5-2, iar staful tehnic sudcorean solicită time-out pentru că slovacii au luat un avans destul de mare, 3 puncte. Practicarea tenisului cu piciorul în Coreea de Sud este atestată de peste 1300 de ani. Forma, hai să-i spunem, competițională, jokgu, a căpătat însă amploare undeva în 1960 în armata sudcoreană, care se afla în conflict la momentul de naștere al jokgu cu vecinii din nord. Și în momentul de față există foarte multe competiții școlare ori militare în Coreea de Sud. 5-4 scorul, după două greșeli de preluare la serviciu ale slovacilor. Ușor deconcentrați după acest timeout. Kilic ridică în spate, mingea adusă bine pe fileu de către Brutovski. Foarte greu acolo să finalizezi din acea poziție. A greșit Hvi, care i-a dat mingea mult în spate lui Von Duc. Acesta a încercat să închidă punctul, însă era prea mult, chiar și pentru un jucător sudcorean, care se remarcă tocmai prin mobilitate și prin acrobație ieșită din comun. Greșește Kilic la serviciu. 6-5, Coreea de Sud este într-o marjă recuperabilă, surmontabilă. Primul set a fost câștigat de slovaci cu 11-9.
Foarte bun serviciul, planat. Kilic pune bine mingea acolo. Alergători buni sudcoreenii. Afară acest atac, 7-5. Precipitarea la fazele de atac îi trădează pe sudcoreeni. Iată, o poziție din care un jucător experimentat n-avea voie să rateze. Toată suprafața de teren era liberă pentru expedierea atacului. O fază care seamănă cu cealaltă, numai că încheierea este diferită. Vi alege soluția unei mingi scurte la fileu, o tăiată superbă, efect imprimat mingii. Ca la fizică, energia cinetică se transformă în energie potențială și scorul devine 7-6 pentru formația din Slovacia. Egalitatea acum, după ce Kilic pune prea multă forță în acest atac, este rândul lui să greșească neforțat. Egalitate la 7. Brudovski ne demonstrează că este și un bun pasator. Numai că al său cu echipier, Ian Kilic, a greșit atacul. Egalitate la 7 servește Hvi pentru sudcoreeni. 8-7 până la urmă intră atacul lui Kilic. Ambele echipe utilizează rocada de roluri, deoarece și un cuplu și celălalt poate să schimbe din trăgător în ridicător atunci când este nevoie. Presiune pusă din nou pe Brudovski, pe omologul său. Hvi l-a simțit aproape pe slovac și de aceea a încercat să treacă mingea de el. Cât de important este să acoperi o suprafață mare prin ridicarea piciorului, prin trecerea dincolo de fileu, lucru care este permis de regulamentul futnetului. Două puncte avans pentru slovaci. Greșeală la preluare, 10-7 și Slovacia este cu un picior în finala probei de dublu la campionatele mondiale. Prima minge de meci dintre cele trei pe care le are ca rezervă naționala lui Brudovski și Kilic. Se încheie 11-7, Brudovski n-a atins acea minge, l-a încurcat pe parc și este victorie pentru Slovacia în două seturi, 11-9, 11-7. Așadar, Slovacia, prima finalistă, urmează disputa dintre Cehia și România, nu înainte însă ca noi să facem o scurtă trecere prin studioul amenajat la sala polivalentă, unde avem un invitat surpriză. Prieteni, rămâneți pe Lux Sport.